Frecvența gustului La Europa FM. Bună seara și bine v-am găsit la prima ediție din acest sezon, Frecvența Gustului. Da, este vineri seară și este într-o seară de vineri în care deja au început școlile. Așa că, dragii mei, n-aveți de ales în momentul în care există copii în familie, vrem, nu vrem, 15 septembrie înseamnă întors la școală și la treabă. Deci astăzi este un simbol, mai ales pentru noi cei din generațiile trecute. La noi începea școala fix pe 15 septembrie. În schimb, astăzi, într-o seară de vineri, vă invit să discutăm despre copii, bineînțeles, și despre alimentația copiilor. Pentru că sunt convinsă, toți părinții au o grijă, au zeci de întrebări legate de deciziile legate de deciziile pe care trebuie să le, să le ia pentru cei mici, și la capitolul ritm al meselor, și la capitolul porție corectă. Chiar și pentru un biet sandwich care trebuie pus în ghiozdan, sunt sigură că există multe dileme ce să punem în sandwich. Așa că haideți să ne lămurim, să discutăm, să, să facem un fel de ABC de nutriție când vine vorba de alimentația copilor, nu de alta, dar nu cumva să credem că anumite gesturi și decizii sunt corecte și sănătoase și să ne trezim că erau de fapt un mit. Astă seară am un invitat special, pentru că Europa FM, iată, are această capacitate de a pune problema într-un mod inedit. Nu doar frecvența gustului este o emisiune, să spunem, specială pe pe calea undelor radio, dar și când vine vorba despre alimentația copiilor, avem ceva ce se numește Tați în aer. <laughs> Daniela, astăzi s ești alături de mine, deci nu mai sunteți tați în aer, sunteți, ești tu pe frecvența gustului. Spunem un pic de unde ideea de a vorbi, voi, ca bărbați, despre copii și despre tot ce înseamnă educație și, și a spune decizii legate de copii. Bine, te-am găsit, bine, v-am găsit, cred că din respect, din respect față de partenerele de viață. Din dorința de a înțelege mai bine prin ce trec, și în egală măsură și ele, la rândul lor, să înțeleagă prin ce trecem noi. E o chestiune care merge în ambele sensuri și de cele mai multe ori ne scapă niște lucruri care sunt esențiale, și atunci s-ar putea ca dezodământul să nu fie tocmai unul fericit. Se întâmplă tot felul de lucruri pe care le vezi la știri și care îți dai seama că de cele mai multe ori apare acel lucru sau acele lucruri apar pentru că e un dezechilibru acolo. Și atunci, exact ca la alimentație, dacă ești atent ce consumi, cu siguranță lucrurile vor fi foarte bune și sănătoase în viața ta. Sunt și bărbații, să spunem, implicați, răspunzători de deciziile care se iau pentru copii, pentru că ăsta este adevărul noi ca și educație balcanică. Știm că bărbatul câștigă bani în casă, iar femeia se ocupă de copii. Cum anume găsim echilibru între decizii, să spun așa? Asta e un pic mai complicat. Din experiența pe care am dobândit-o și lucrurile pe care le-am descoperit alături de Alex la tații în aer, e vorba de momentul în care partenera este dispusă să lase din chestiunile care țin de creșterea copilului și educație, îngrijire și așa mai departe, să lase și către, către tată. Să îl lase să descopere cât de mult se poate implica și cât de mult ajută implicarea acestuia în ceea ce înseamnă formarea copilului. Atunci când se întâmplă chestiunea asta, practic apare echilibru. În momentul când apare echilibru, apare și exemplu care, din fericire, din ce în ce mai des, adică un tată care este implicat și care se laudă cu asta, că <laughs> eu am făcut asta. Eu am văzut, eu nu am copii și am văzut la prietenele din jurul meu un fenomen, aș spune, absolut surprinzător, ca să nu spun amuzant. Există din ce în ce mai mulți tați care sunt implicați în, în creșterea copilor și care, cum să spun, participă în mod activ chiar la sarcini din acestea casnice. Nu mai, nu mai dau exemplu situațiilor în care, câteodată, la divorț, apare, să spun, custodia se dă tatălui, <laughs> pentru că, ce să vezi, în familia respectivă, mama câștiga bani, iar tatăl era, era unul care, care avea mai multă grijă de copii, deci rolurile se schimbă, e clar. Însă, de la mine, din punctul meu de vedere, ce am, cu ce m-am confruntat de-a lungul timpului, apropo, de dezechilibre alimentare la copii, am văzut, din păcate, că dezechilibrul alimentar al unui copil reflectă, de fapt, un dezechilibru în familie. Și, cum bine ai spus tu, nu numai că partenera trebuie să lase și pe tată să se implice, dar dacă ei nu sunt într-o armonie atunci niciuna din deciziile luate pentru copil nu va fi eficientă și copilul va avea tot felul de tulburări, inclusiv alimentare, datorită acestui uh, dezechilibru emoțional. E foarte simplu. plimbă prin locurile de joacă în București și nu numai, aproape peste tot și vei vedea că mai de sau mai târziu vei întâlni măcar un copil care are o pungă de cipsuri în mână și nu a trecut de 5 ani, să zicem, Treci prin parcurile astea și vezi cam cât dulce se consumă și cât de multe lucruri rele, practic, ajunge un copil să mănânce. Uită-te la toate statisticile care îți arată că 20, 30, 40 sunt cifre uriașe, sunt copii cu obezitate și se duc către obezitate morbidă. Iar ăsta este, până la urmă, un lucru care provine din felul în care noi nu suntem atenți și din dorința să ce le dăm copiilor și din dorința de a acel răsfăț, dacă vrei. Știi? Da. Să-i dăm, hai că un pic de dulce Să nu merge. refuzăm nimic. Exact, exact. Sau o situație și mai, și mai tristă, pe care câteodată părintele nu și-o recunoaște, sunt sigură nu este o sarcină ușoară să fii părinte și să ai grijă și de familie și de partea profesională. E greu să echilibrezi timpul între toate astea și atunci de foarte multe ori părinții, între ghilimele, ca să scape, da, să fie un pic liniștiți, au tendința de a nu refuza și de a, cum ai spus tu, răsfăța copiii sau de a-i ține ocupația. Adică e mai simplu să le... Să, să le dai voie să facă ce vor, ca să te lase în pace, decât să, eu știu, să, să ții un pic, să ai așa niște repere și niște reguli. Iar la capitolul reguli, trebuie să, să recunoaștem: educația este esențială și dacă în acei șapte ani, primii șapte ani de acasă, nu înveți normalitatea și buna conduită, inclusiv din punct de vedere, nu știu, de la igienă la alimentație și la dinamica activităților de zi cu zi, este mult mai greu ulterior pentru un copil să fie disciplinat. Și când spun disciplina, nu spun neapărat că trebuie aplicate, eu știu, măsuri din acestea dure, ci mai degrabă, într-un fel, ludic, într-o joacă, el să deprindă obiceiuri corecte pe care care în primul rând le vedem familie, foarte important. Asta cu um, copii sunt, sunt oglinda părinților. Este adevărat, cred că până, până târziu spre, spre um, eu știu vârsta de 20 de ani. Tot ce văd în casă imită, mai mult decât vorbele, imită faptele. Și atunci, dacă tu în cei șapte ani de acasă nu ai reușit să le dea această pornire și normalitatea lor să însemne anumite lucruri importante, apoi o vor face cu efort. O vor face cu, eu știu, ori cu abțineri, ori vor trebui să, să depună un efort ca să să aibă obiceiuri corecte. Uite, sunt trei chestiuni. Poate reușești să mă ajut și să-mi să dai un, 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 un punct așa, un cap compas, cum s-ar zice. Sunt câteva probleme pe care părinții le întâlnesc. Pe de-o parte, e ce se întâmplă la locul de joacă pe care l-am menționat ceva mai devreme, atunci când doi sau trei copii primesc tot felul de lucruri dulci și tu ți-ai învățat Automat, copilul da, să copilul nu facă vrea chestia. Și, el, da, 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 și atunci da. ar trebui să îmi spui dacă există vreo o șmecherie prin care eu să-i spun copilului că nu e bine. După care e povestea cu concediu atunci când noi părinții spunem mi-e permis orice că e concediu sau e vacanță. <laughs> A treia chestiune care mi se pare la fel de importantă e legată de ceea ce îi pun eu în Ghiuzdan, pentru că de cele mai multe ori graba de dimineață sau uh, dorința de a avea totuși un pachetel mă poate duce către o zonă care nu e deloc sănătoasă și uite așa se adună deja trei probleme pe care părinții le au în mod frecvent, în mod constant și pe care de cele mai multe ori nu le rezolvă așa cum ar trebui. Da, uh, și aici aș spune, dincolo de, de fapte, cred că pornim de la o lipsă a unor direcții clare, inclusiv, când vine vorba de direcții pentru părinți. Iată, și noi adulții am tot auzit, aici o să mă refer la alimentație, uh -huh. că este sănătos să avem trei mese plus două gustări în fiecare zi. Și fructe. Iar de fructe nu mai vorbesc, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Evident. Și atunci gândește-te că acest tip de, să mă rog, această propoziție, această frază a fost repetată, cum să zic, ani la rând, ca un fel de Placă stricată, și acum e foarte greu să. Eu știu, să spui oamenilor că nu e nevoie să mâncăm de cinci ori pe zi. Pentru că e ca o chestiune care s-a înrădăcinat. E, la capitol, da, la capitolul ritm al meselor, foarte interesant este că nu numai că noi, ca adulți, nu avem nevoie să mâncăm din 3 în 3 ore, că este o chestiune teribilă. Dar asta a fost, această recomandare a venit din ceea ce însemna alimentația echilibrată la copii, pentru că ei cresc. E foarte important să argumentăm. Stomacul lor este mic, da? Și atunci, în momentul în care viteza lor de creștere presupune un aport nutrițional consistent, uh, ei, culmea, uh, sunt uh, ușor de deturnat și, de, și atenția lor este foarte ușor de uh, mutat în altă direcție și atunci, de multe ori, datorită jocului, datorită altor activități mai interesante, mâncarea trece pe locul 2 și atunci, da, ar fi bine ca un copil să aibă acest program de mese regulat, 3 mese plus 2 gustări. Culmea este că în ultimii 10 ani, având în vedere, câteodată pot să spun că mâncarea a devenit din ce în ce mai concentrată. Da, adică nu mai este atât de greu de obținut, de mestecat, de gătit Cum era în anii 70 când nu exista decât mâncare gătită În anii 70 nu aveai cum să cumperi ceva de la benzinărie sau de la colț de stradă Nu exista da? Deci ori, ori aveai uh, sufertașul cu mâncare la tine Ori dacă nu, variantele acestea ușor de consumat nu existau E bine acum, în, în țări în care există o educație nutrițională Gustarea uh, a, a fost redefinită Adică gustarea este, de fapt, o masă mică care este necesară în momentul în care copilului e foame. Că altfel, noi credem că gustarea și programul grădinițelor și al școlilor cum, cuprinde obligatoriu gustare. Așa e. Nimeni nu întreabă copilul dacă este foame sau nu. Lucru care este esențial, deci s-a pierdut din vedere întrebarea esențială: îți e foame? Pentru că foamea este singurul argument pentru care ar trebui să mâncăm. Păi, poate exact ce spuneai tu mai devreme. Se pierde atât de mult în joacă exact, sau în alte activități exact. încât poate de aia și nu tu, zice. Și tu lasă-l în pace, pentru că atunci când senzația de foame ajunge să fie intensă, noi nu putem uita de ea, da? Și nu trebuie să punem la îndoială uh, instinctele pe care ni le-a dat natura, copilului când este foame va cere. Doar în cazul copilor care sunt extrem de slabi. Da? Pentru că ce se întâmplă când îți e foame și nu mănânci? Organismul începe să facă combustie internă și să topească masă musculară și grăsime ca să susțină glicemia. Deci da, s-ar putea ca copilul respectiv, eu știu, uitând de foame, între ghilimele, și fiind slăbuț, da, să trebuiască tu ca părinte un pic să fii mai atent și să-i dai o gustare. M înțeles. Dar altfel, Paradoxul este că, în majoritatea cazurilor, copiii pe care îi vezi mâncând gustări sunt copii care sunt mai degrabă supraponderali. Da? Deci, în niciun caz. Nu, nu era vorba o la român cu grație frumos. Da, va, da, va, da, va, da, va, da. De, de exemplu, francezii, apropo de educația nutriție, consideră gustarea de ora 11 inutilă. Da? Deci, ei au desfințat-o, acum spun trei mese principale, iar gustările sunt opționale și mai degrabă se pune accent pe gustarea de la ora 3-4. Dar din nou cu acest asterix, în condițiile în care copilului îi este foame, dacă a făcut un efort fizic, da? nu mental, fizic, suplimentar și dacă nu mai poate rezista până la masa de seară. Pentru că în momentul în care el la ora 4 îți mănâncă, nu știu, o gustare, atunci s-ar putea ca dacă masa de seară era la ora 6 să nu-i mai fie foame. Deci inclusiv acest lucru părinții trebuie să-l înțeleagă că senzația de foame este esențială în raportul cu mâncarea, iar copilul trebuie întrebat tot timpul. Îți este foame și apoi când mănâncă, când s-a săturat. Deci, el trebuie să fie în contact cu aceste senzații alimentare și să le respecte, pentru că altfel, intervenția noastră din exterior, ca părinte, chiar dacă pare că este din grijă și din dorința de a face bine copilului, nu face decât să-l îndepărteze de ceea ce simte, iar copiii nu trebuie obligați să mănânce, nu trebuie obligați să termine tot din farfurie foarte important și, în niciun caz, nu trebuie să fie. Ispitiți sau, dacă vrei, într-un fel, aș spune, um, cocoloșiți. Nu știu cum să mă exprim, că tot ai pronunțat cuvântul fructe. Sunt, um, sunt părinți care, din dorința ca, eu știu, copilul lor să mănânce fructe, le, um, le curăță, le taie în feliuțe, le pun la îndemână. Nu avem nevoie să facem asta. Copilul trebuie lăsat să mestece și, culmea, datorită comodității... Să alergă după el prin par exact, cu bucățelele alea. Exact, exact. Datorită comodității, un copil niciodată nu va face exces de cantitate pentru că el se plictisește mestecând. Deci tu, ca părinte șmecheria este să-l lași să se chinuiască da? și să fie lucrurile, să, să fie greu accesibile, astfel încât el să renunțe singur. Dacă îi dai un măr, s-ar putea majoritatea copilor atunci când se joacă, nici să nu-l termine. Însă dacă tu îl faci pătrățele, îl cureți, îl... atunci sigur îl va... va consuma mai mult. Nu mai zic în momentul în care l-ai transformat în suc de fructe, fiel și fresh. Și nu ți s-a întâmplat să vină o doamnă mai în etate și să spună, <fânt> domnișoară, nu știți că dimineața, micul dejun e este cel mai important? Este cea mai importantă masa zilei, da, categoric. La masa da. de prânz la ora două, trebuie neapărat două și jumătate mâncată, sănătos și seara să mâncăm ceva mai ușurel ca să nu viseze copilul urât? Ba da, dacă, dacă ne-am oprit doar la astea trei mese și dacă porția ar fi dimensionată pe măsura copilului, eu cred că am fi. Adică ar fi un prim fi pas bine? bun, da pe, pentru că și la capitolul porție noi ca românii greșim grav și la adul și la copii. Adică tot timpul zic, dimensiunea palmelor noastre ar trebui să fie dimensiunea corectă a porției, iar la copii mânuțele sunt mai mici, da? Până la vârsta, în primii ani de viață, chiar, chiar până târziu, până la, până la școala generală, porția unui copil trebuie să fie Maximum două treimi din -am porția mea. Eu să văd cât de da, mare da, trebuie da, să da, fie da, porția mea. Deci nu, noi mâncăm mult mai mult decât îi trebuie organismului, iar chestiunea asta cu trei feluri de mâncare nu prea e valabil, nu prea mai e valabilă, da, pentru că nu ne mai mișcăm atât de mult cât să consumăm, nu mai facem muncă fizică. Iar la copii, din păcate, și la ei s-a pierdut dinamica firească. Copiii stau foarte mult în fața ecranelor, nu știu exact cum faceți voi ca părinți uh, să, să cădeți la pace și să negociați, dar în străinătate există această recomandare, pentru fiecare oră petrecută în fața unui ecran, copilul ar trebui să facă de do uh, dublul timpului uh, ca și, uh, eu știu, nu neapărat uh, sport, ci efectiv activitate care să presupună mișcarea corpului, da? Deci nu... să... Să iasă afară, să se să, să joace, să-și folosească mâinile, să-și folosească mușchii, să-și folosească gândirea, să construiască, să, să fie dinamic. Să nu stea în canapea sub nicio formă. Nu, nu vreau să zic educație, o să zic obișnuință mai degrabă, ca da? ai da, zis da, de da, copii. mei. corecte, da. Și atunci, nu știu dacă sunt corecte, pur și simplu faptul că mie mi-a prins bine să fac sport, mi s-a părut normal și firesc să, să, să fac chestiunea asta și cu ai mei copii. I-am dus către ai mei copii. Mă uit la Grecu, care și el este cu al lui poftă de sport și a trebuit, Tudor, probabil să fie și el un sportiv de performanță mai devreme sau mai târziu. Lăsăm puțin gluma la o parte. Cumva spuneai de ecrane. Cred că ține de felul în care tu îți reglezi toate mecanismele interne în familie. Pentru că dacă tu, la un moment dat, Scap povestea asta din, din, din mână, cu siguranță ecranele vor deveni primordiale. Categoric. Și am văzut un copil care atunci când i-a fost tăiat tot ce a însemnat uh, ecran, a intrat într-o criză, da, Nu a știut ce să facă da, și s-a panicat. Dar și adulții pățesc lucrul ăsta. Cu siguranță, da. Noi nu mai știm să, uh, noi mai știm să ne comportăm uh, și ce să facem cu timpul și cu corpul nostru în condițiile în care ochii nu mai sunt prinși acolo. Este... Uh, este... Este grav și cum ai spus tu, microbul sportului și al mișcării și act al activităților care să presupună o dinamică a corpului trebuie inoculat în copilărie, pentru că ulterior copilul va considera că asta e normalitatea. Nu știu, de la mers cu bicicleta până la orice fel de activitate care poate să presupună uh, folosirea simțurilor. Pentru că noi avem văz, auz, miros, gust, uh, um, atingere, Tactil. da? Uh, și noi, văzul, cred că ne. Uh, uh, nu știu, el are 80% de din atenția din noastră, da? Aici, prin ochi, ne intră toate informațiile, iar corpul ușor- ușor se atrofiază și rămâne nefolosit. Foarte, foarte mulți copii care sunt, nu știu, care au manualitate și cărora le place să se joace efectiv cu cu jucării fizice sau să facă tot felul de activități care să presupună folosirea mâinilor, acolo când folosești mâinile, inclusiv mintea, inclusiv ochii, sunt în procesul de construcție, de joacă. Numai atunci când ești în canapea, s-au făcut chiar studii care arată că statul în canapea sau la birou în fața unui ecran, în momentul ăla, metabolismul este mai scăzut decât în timpul somnului. Deci, corpul intră într-un fel de letargie nu mai participă nimic acolo din, din, tot ce înseamnă simțuri și organism. Deci este ca un fel de uh, supraexcitare pentru sistemul nervos și pentru ochi, dar restul corpului este, este abandonat. Dă-mi un ajutor. Așa. dă mie un ajutor sau uh, celorlalți părinți care acum sunt foarte aproape de momentul ăla în care în fiecare zi trebuie să facă pachetelul pentru îl mic de pleacă la nu sunt foarte multe opțiuni dacă stai să te gândești, mai ales în condițiile în care nu există ceea ce se numește cantină. Fică mea mi am zis zilele trecute, tati, ar fi fost absolut minunat să avem cantină. Așa. Și am întrebat-o de ce, zice, pentru că spun sincer, a venit la un moment dat unul dintre colegi, avea un sufertaș, exact mâncare... asta este, da? da? da și avea da, mâncare, mâncare de acasă, gătită, avea, da. avea sarmale într-o parte și Super. ciorbă în partea cealaltă. Și zicea, aș fi și -a mâncat poftit. și eu. Da, -a da, poftit da, da. la treaba asta, da, normal. Extraordinar, da, pentru că întotdeauna mâncarea gătită va fi sigură. Adică acolo -ai, nu Tocmai. sunt lucruri care să fie. Dar și atunci... tu te referi la asta pentru o masă de prânz sau pentru o masă de dimineață? Păi, Ce acum, se întâmplă da, cu pachetele copilului? Bună păi întrebare, da? Da, pentru da, că da, da. fimiu de exemplu învață până la 11 și jumătate, deci are un alt fel de pachetel față de fica mea care intră la 11 și jumătate și practic prinde prânzul pentru ea mai degrabă m-aș gândi, pentru că la Radu de dimineață el oricum totdeauna servește câte ceva, de obicei un pic de lapte cu ovăz și cu niște banane mm -hmm, dimineața mm -hmm. înainte de a pleca și cumva și ea energia de acolo. Mm -hmm. Când ajunge, îl păcălește pe bunicul să-i cumpere ceva dulce, de obicei un croissant și deja am spus mai multe <laughs> din familie decât ar fi trebuit să <laughs> spun. Înțeles. Și mă prinde chestia asta la prânz atunci când îl pun să mănânce ciorbă. Îl pun în sensul că mi se pare normal și firesc și îl ajută să mănânce o ciorbă la prânz. Dar pe de altă parte la fiica mea nu cu totul diferit. Acum că tot spuneai, apropo de masă de prânz și masă de dimineață și um, idei de meniu, mai vreau să atrag atenția asupra unui lucru. Noi, ca adulți, am ajuns să ne fie frică de făinoase și carbohidrați implicit, pentru că îngrașă și nu înțelegem că în cazul copiilor ei sunt cea mai banală sursă de energie. Și aici o să dau ca exemplu banal pâinea, da? Sunt foarte multe persoane care consideră că pâinea ar putea fi, nu știu, un aliment aleator, da? Adică a, a, nu mai este în statutul de aliment de bază, adică cu o felie de pâine un colț de pâine mănâncă orice copil, da? Uh -huh. Chiar și aceia care la diversificare sunt mofturoși, le dai un colț de pâine și el îl molfă, e acolo Așa și ai scăpat. Da? Adică este o chestiune, nu știu, pe care ne-a dat o natura de o simplitate elementară. Avem acolo amidon din acela care înseamnă glucoză cu absorție lentă și ai acoperit pentru că glucoza este singura moleculă pe care tot organismul nostru o folosește să producă o energie. Și mușchii și creierul tot, tot, tot funcționează cu glucoză. Și dacă noi nu avem în alimentație, iar la copii, cantitatea de făinos din farfurie, din acea farfurie ideală, la adulți jumătate sunt legume, că noi, iată, nu mai creștem, da, și atunci legumele, din punct de vedere nutritiv, sunt zero. Nu adică... mi-ai văzut farfuria? Așa, ok, da. Lasă că ne uităm în redacție în face, o să fiu cu ochii pe tine. Iar partea cealaltă este împărțită în mod egal între proteine și carbohidrați, pentru că un adult, să spunem așa, doar în cazul în care face sport, poate, dar altfel, partea de făinos, într-adevăr, nu trebuie să fie majoritară. În schimb, în cazul copiilor, dacă nu i dai paste, orez, pâine, eu știu, mămăligă, fasole boabe, adică lucruri care să conțină acești carbohidrați lenți. Poți să cazi în greșeala în care vei crește cantitatea de proteine și nemții au atras atenția asupra acestui aspect. La noi se mănâncă carne și brânză, adică suntem pe sistemul ăsta, sunt alimente scumpe și, mm -hmm. și sănătoase și importante, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Ei bine, nu și un exces de proteine poate duce la obezitate, mai ales dacă se întâmplă în, în copilărie. Da, deci, nici prea multă carne nu trebuie să mâncăm. Însă, partea de făinos, am observat, este pusă sub semnul întrebării de o mulțime de mâmi. Mici, care poate au avut probleme cu silueta lor de-a lungul timpului și acum consideră că să nu cumva copilul să mănânce pâine, că de acolo se îngrașă. Iar al doilea element important în alimentația lor sunt grăsimile. Din nou, atrag atenția, în, în aportul caloric al unui copil, grăsimile trebuie să reprezinte măcar 30%. Aud copii. Aud copii, și aici mi se pare și mai grav, care se laudă cu faptul că la ei în casă se bea doar lapte degresat. Ca să nu zic că există și variante în care nu se bea lapte, ci se bea tot felul de zeamă din acea vegetală. Și atunci, această proastă înțelegere a rolului grăsimilor în alimentația unui copil este, din nou, până la urmă, o problemă a părinților. Deci copilul nu trebuie să mănânce de grăsat, copilul are nevoie de grăsimea și din unt, și din lapte, și din brânză, și din pește, cu cât mai variate sursele de grăsime, cu atât mai bine, însă în niciun caz alimentația dietetică nu este o alimentație optimă pentru creșterea Știi unui copil. Știi că mi s-a făcut foame, da? <laughs> păi na, deci n-avea cum altcumva să fie. Deci, deci nu. E... Și acum ca să ne întoarcem la, la dilema ta și la ce punem în pachetul copilului, și aici lucrurile... E adevărat, faptul că nu am copii mă face să fiu un pic mai relaxată în privința alegerilor, însă, că tot mai întrebat și de partea de concedii, ce, mesajul meu către părinți este următorul. Dragii mei, contează ce faceți în 80% din timp, da? Deci este ca un fel de, a spune, regulă de aur, regula 80-20. Nu încercați să controlați și să transformați alimentația copiilor într-una perfectă pentru că efortul vostru va fi extrem de mare și nu veți reuși și poate veți considera că ați eșuat, contează că în 80% din timp alegerile să fie decente, îngrijite, cum să spun, asumate și dacă în 20% din timp se întâmplă excepții, nu este nicio tragedie. Adică copilul învață și dacă vreți într-un fel își formează obiceiurile și comportamentul după după obiceiurile pe care le face în majoritatea timpului. Și aici vreau să spun, dacă voi în casă aveți lucruri ca, mâncare care este gătită, dacă în dulapurile voastre nu există produse din acestea ultraprocesate, ușor de ronțăit, că sunt pentru voi, pentru musafiri sau pentru eu știu, alte ocazii speciale, dacă nu știu, o dată pe lună mergeți la vreun fast food sau mănâncă nu știu ce dintr-o pungă, nu e nicio tragedie acolo. Important este ca voi. În 80% din timp și mai ales în opțiunile pe care copilul le are când deschide frigiderul, acelea să fie, dacă vreți, în controlul vostru. Pentru că un copil poate să facă lucruri din curiozitate și eu mai degrabă aș încuraja părinții, ca împreună cu copiii, sunt, știți foarte bine că ei sunt ușor de manipulat. Fiți voi șmecheri și mimați în prezența lor, adică conduceți voi experiența gustativă, astfel încât rezultatul să fie unul negativ. Și întotdeauna oferiți-le alternative. Ce vreau să spun? Nu știu, vor, nu știu, nu știu ce fast food, că le dă o jucărie la nu știu ce hamburger. Arătați-le, mergeți împreună cu ei, faceți tot felul de grimase și mâncați împreună cu ei, voi, mimând dezgustul sau, mă rog, lipsa de plăcere, da? găsiți tot felul de lucruri negative de spus, pentru că ei vă vor imita și concentrați-vă, atenția, nu știu, pe jucărie sau acasă, oferiți-le o joacă, o alternativă a acelui aș produs făcut într-un cadru care să le aducă bucurie și la care să participe. Și în felul ăsta îi... nu le interziceți, însă le deturnați atenția de la un lucru care altfel, dacă este interzis, în secunda a doi vor fi curioși. Da? Foarte important este să fiți prezenți cu ei la masă. Foarte ușor este să influențezi un copil în alegerile alimentare, uh, um, provocându-i să analizeze cu simțurile și tu conducând experiența gustativă. Da? Uh, încercați lucrul ăsta și o să fiți surprinși. Uh, merge și, uh, și reversul medaliei. În momentul în care, de exemplu, uh, ție nu-ți plac dovlecei și vrei ca copilul tău să mănânce, atenție mare că dacă tu nu, nu reușești să mimezi cu adevărat că-ți plac, el nu-i va mânca. Da? Deci este o chestiune de cum spuneam mai devreme, mai degrabă fapte decât vorbe. Și atunci dacă voi vă doriți cu adevărat nu știu, ca copilul vostru să mănânce o mulțime de produse, făceți-o împreună cu el. Dacă vă doriți să accepte anumite ingrediente sau anumite alimente care sunt noi, din nou, avem nevoie de un părinte ferm care să înțeleagă că neofobia, adică teama de un aliment nou la copii este preponderentă. De ce îi refuză a priori un aliment nou? Și atunci tu trebuie, știi că trebuie să insiști? Eu am fost speriată apropo de recomandarea pentru diversificare. Se spune că și dacă copilul scuipă, tu totuși să-i dai de trei ori din respectivul produs și să perseverezi timp de o săptămână cu ingredientul respectiv pentru că până la urmă îl va accepta. Deci tu îmi spui că deși nu-mi place brocoli, ar trebui să mănânc și o, să da. îmi placă da, nebun în fața tu, copilului da, și cu și varza de Bruxelles fiartă da, pe același și principiu. Un fel să fie așa. Mamă, cât de fain e că uite cum îl simt eu crocant, că uite ce bine merge cu stroi, nu știu. Adică pe entuziasm, pe în felul ăsta, el va va dori să imite experiența ta și se va trezi că îi place. De, dar este incredibil, totul este un joc psihologic. Este un joc psihologic. Sau și mai interesant de inclus în alte preparate în cantitate mai mică, da? Și de găsit forme în care a fost gătit care să fie atrăgătoare. Da, da, tu ai observat și cu siguranță ai observat <laughs> asta. În general, trăim în ceea ce se numește secolul vitezei, da? Deci e mult mai simplu să dai telefon sau să deschizi aplicația, și să comanzi mâncarea, decât știu. să te apuci să o pregătești tu, deși e evident că diferențele calitative la finalul zilei sunt sesizabile. E adevărat și asta, dar niciodată o mâncare care este comandată nu va fi la fel de bună și când zic bună nu zic neapărat ca gust, ci spun ca și curățenia ingredientelor, da? Adică contează și ce carne cumperi, și ce pește cumperi, și ce legume cumperi, și cât le ții la gătit și mai ales contează să nu pui lucruri care să dea gust bun automat și care de obicei sunt sosuri pre fabricate și tot felul de ingrediente secrete la care, haide să fim serioși, se apelează în momentul în care dintr-un, dintr ingredient de calitate iese mâncare gustoasă. Dacă el n-a fost de calitate, va trebui să apelezi la tot felul de tertipuri să-l îmbunătățești. Și nu vreau să încheiem înainte ca să... Că venea idei. să zic să rămână pentru exact, masă. Exact, exact. Apropo de, apropo de ce le dăm copiilor la școală, nu știu tu, dar noi în generația noastră, dacă aveam un sandwich cu salam, eram fericiți. De acord. Da? Deci la capitolul ăsta întotdeauna pentru mine o felie de pariser cu pâine albă și castravete va fi pentru mine, să spun așa, top of the, of the universe, pentru că e o chestiune care are și impact emoțional. Însă este clar că între două felii de pâine, orice am pune, să zic, raportul nutrițional e bun, adică pâinea să fie, Pâinea îi dă energie și, da, găsiți voi ce gust îi place copilului și să-i puneți într-un într sandviș. Poate să fie din când în când, există și mezeluri de calitate. N-aș vrea să desfințăm capitolul mezeluri. Brânzeturile, la fel, sunt un concentrat din lapte, nu avem cum să greșim. Dar, culmea, poți să faci și poate de ficat în casă. Multă lume a uitat că există tipul ăsta. Poți să faci, iată, hummus, poți să. Uh, de asemenea, că tu spuneai de, fat, de fica ta că a, a poftit la mâncarea gătită, inclusiv eu, ca adult, acum am început să-mi cumpăr cutiuțe din acestea mm. simpatice în care să pot să-mi iau ceva de mâncare și care poate să, să fie, nu trebuie să fie obligatoriu făcut sub formă de sandviș, ci poate să fie, nu știu, un produs care a fost gătit, o felie de carne rece cu murături sau, nu știu, idei care să să ofere acest, n-aș spune perfecțiune, dar mai degrabă un compromis da? într-o alimentație perfectă pe care ți-ai dorit-o și una până la urmă posibilă. Dar foarte important, la orice colț de stradă, și aici aș vrea să atrag atenția, putem găsi un covric și un iaurt. Deci niciodată nu o să greșim dacă din tot ce înseamnă fast food alegem o variantă banală pe care să o mâncăm slow. Da? Deci, la, deci să, nu, să nu le punem în categorii nesănătos, sănătos, ideal, periculos. Mâncarea nu este la extreme. Cu alte cuvinte îmi spui din nou ceea ce spuneam eu la început, echilibru e foarte important. Da, categoric. E da. foarte important. Bun, de și, este, și echilibru trebuie să vină de la părinte, să dedramatizăm această relație cu mâncarea și să ne uităm la copilul nostru. Dacă copilul nostru este activ și din punct de vedere siluetă, Așa din ochi, fără măsurători, ni se pare că este ok, că tu ca părinte simți, nu, înseamnă că faci bine ceea ce faci. Dacă copilul tău mâncând perfect, foarte bine, eu știu, alese lucrurile, are kilograme în plus, este ușor, nu știu dacă trist, dar mai degrabă inactiv și tu simți că lui nu este bine, atunci pune mâna și fă lucruri împreună cu adică el. Deci mă provoci ca o cu fiime. Așa, inclusiv căut. gătitul, foarte interesant, copiii nu vor refuza niciodată un preparat e ce trebuie spre slăbuți. Da? Da? Că voi sunteți probabil așa. L-a văzut pe Radu. Da. Deci faceți bine ce faceți. Okay, da? Bun. Da? Deci dacă copilul tău are câteva kilograme în plus, nu înseamnă că n-ai făcut alegerea alimentare corectă. Înseamnă că în casa voastră, dinamica și atenția de care el are nevoie este, este pierdută din vedere. A petrece timp cu el este exact ca la cățeluși. Când ei vin spre tine, când ajunge acasă dând din coadă, ei așteaptă o mângâiere. Nu așteaptă o recompensă alimentară. Deci nu încercați să recompensați copiii cu mâncare acolo unde uh, lipsa voastră de timp pentru ei este principala și atenția pentru ei tratează tot. Deci, dacă sunteți împreună cu el, nu o să-i trebuiască nimic de mâncare. Excelente sfaturi și sper că au fost cât de multe urechi se poate ca să audă sfaturile astea. Dacă nu mai facem, <laughs> mai, facem. <laughs> mai facem. Mai continuăm pentru că și vin la voi. La tații, n Da, da te ca rog, să să, ca, 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 ca să lămurim lucrurile astea de bază. Pentru că un părinte care știe ce are de făcut va crește un copil bine crescut. Vă mulțumesc frumos pentru sfat. <laughs> și eu vă mulțumesc, dragii mei, și să începem sezonul cu bine. Un weekend frumos. La revedere! Frecvența gustului cu Mihaela Bilic la Europa FM.